data trecută în executioner. Vai, se pare că este legat. Asta ar însemna că va fi ușor să-i dăm. Nu, se pare că vă retrage cuvintele. Cum pizda, mă, si tragi cascagiule? Ia, și direct. Du-te în pizda. Am. Se pare că acel zombalou a făcut kamikaze pentru acel uriaș. Încarc-o dată în pula mea. Oa, s-a enervat. Ați văzut? Trage odată, fute-i pe măta. Din nou. Du-te în pizda, mătii, să te duci cu nația ta cu tot. Să te fută Dumnezeu cu Biblia în gură. Pentru că chiar meriți, pulă. Salutare, națiune, și bine v-am regăsit la un episod din seria de DLC The Executioner, alături de cascagiul cu ciocanul său de bătut șnițele. Da! Data trecută reușisem să-i dau muie geamănului crâmpă cu numele 10, iar acum va trebui să-i dăm muie drogatului Joseph. În care, da, va trebui să-i dăm o lecție. Să se învețe minte să nu mai bage heroină în el ca vaca. La fel ca în seria de campanie. Unde ești, pulă răule? Cum îndrăznești să-ți bagi heroina în venă fără permisiunea mea? Na, bun. Ia, stai, ce scrie? A perfectionist who wants to kill himself. Painful, painful, where is my cum? Why, please do not kill me, why? Painful trying... Aha, cap, wrong, glasses, lol. În fine. Faza 5. În faza 4, detectivul nostru subiectiv a avut de nenumărate ori pierderea conștiinței sale. Și a avut tendințe de sinucidere. Până acum am numărat de 4 ori tendințele sale de sinucidere. Odihna începută al acestui subiect a început să se întoarcă pe dos. De atunci a început să devină drogatul de Joseph inconștient. Dar în schimb, sursa celorlalte conștiințe la celorlalte subiecte a început să aibă un control mai bun de către Stan. Da, să fie controlat mai bine de către Stan. Dar amintirile subiectelor nu o să mai fie sortate. What? În fine. Ia să-i dăm muie lui drogatul ăsta de Joseph. Pentru că chiar merită. A, ne aflăm în chapter 5. Tapestria. Vai de pula mea. Cum râde ăsta. Se vede clar că e pedofil. Vai de pula mea. Explică-mi și mie cum îi dau mâinul ăsta. Are pistol, iar eu am doar un fucking ciocan de bătușnițele. Cum pizda, mă, să se dau mâine? Ah, văd că el vine la mine. Ia să-l batem. Du-te în pizda, mătii, de drogat pedofil ce ești. Cum îndrăznești să faci una ca asta? Bă, eu sunt chiar prost să-mi bag pula, tot îl ratez. Du-te în pizda, mătii. Băga-mi-aș pula în tine. De ce pizda, mă, si tot fugi? Bă, ăsta e chiar pizdă. Vorbesc serios. Dar nu mai fugi. Mamă, ce sprint bagă ăsta. Nu. Așa, ăsta e bou. Aruncă cu molotoave, a? Uite în pizda, mătii. Rupă Dumnezeu pula în tine. De drogat pedofil. Și screlozat și... Ce mai ești? Te în pizda, mătii. S-a și dus pe pulă. Gata, în sfârșit i-am dat muie drogatului de Joseph, care
Știa numai să-și bage heroină ca vaca în vene. Am deblocat molotovul ăsta. Și... A! Ca să pot alerga mai repede. Na bun, și acum ce fac? Aia e chestia. Cum voi continua aventura? Ho! Ok. Va trebui să mergem după ea. Urmează-ți fica. Păi cred că asta și face, dar mai întâi haide să ne mai distrăm în această cameră de execuție, ca așa se numește pe germană. Să-i mai dăm muilul ăștia ca să fac rost de monezi. Hăl. Vine cu coasa de la țară. Vine de pe câmp cu coasa. Aaaa! Vai ce bine se simte. Na bun. Iar acum... Ce-mi place să arunc cu capcane după ei. Vino în coace. Nu! A, așa. Da! A! Iar tu. Ia stai. Iar tu. Ce pula mea. Mai veniți? Da, mai vin. Nu știu în care direcție să arunc. Hai în asta. Și! A! Se pare că a mai venit unul cu coasa. De la țară, din nou. Ce bine se simte, cu câtă forță și plăcere face asta. Nu! 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 N-am chef să-mi iau muie cu coasa voastră. Veniți în coace. Așa. Chiar pe tine vroiam să te fut. Vai, a făcut 360, ați văzut? Te în pizda, măti. Ia, îi dă muie sau... Văd că e amețit. Ne, hai să mai aruncăm. Pur și simplu e fun, e distractiv. Să faci asta și din nou. 360 din nou la zombalăul ăsta. Bun. Mai vine careva sau nu mai vine? Păi cum să nu? Distracție mare avem aici, petrecere la maxim. Mai lipsesc doar boxele de la concertul Untold. Hărș pe ăsta. Direct. E timpul să te folosesc ca pe un șnițel. Ce-i place ăsta să-i maltrateze. Ca pe un șnițel. Ca pe un șnițel. Iar tu treci în coace, ipocritule. Direct. Ăla a fost meniul zilei. Bun, de tine nu mai am chef. Pentru că mi-am consumat deja capcanele. Ba, mai am una. Să-l folosim ăsta pe ultimul. Hai da să-l folosim. Fix de tine am nevoie acum. Treci în coace. Hăl. Ăsta nici nu se prinde că va fi mâncare. Gen, va fi un meniu de șnițel. Așa. Da, muie. Gata. Se pare că avem destul... avem destui zombalăi ca să preparăm destule șnițele pentru meniul zilei. Sau pentru meniurile zilei. Pentru că n-ai plural. Trebuie să fim plural. Așa că da. Haide să cumpărăm ceva. Sau, na, să nu cumpărăm, să upgradăm. Așa, bagă mâna. Bun.
Hai asta, sau? Hai la drujbă. Bun. Și asta. Sau? Hai asta. Acum putem să-i dăm muie cu drujba. Deși nu este arma basic al cascagiului, putem să-i dăm muie cu drujba. Na bun. Ho. Dar ce tot face asta? Oare să fie spiritul ei sau o simplă hologramă? Ca în Residual Memories din Devil Within 2, dacă știți la ce mă refer. Sau poate e spiritul ei, cine știe? Aaa, ia trebuie să traduc. Futuți! Bun. Jurnalul fiicei 8. Ce caută doctorul aici? L-am văzut cum s-a dus către hală. Probabil. Oare să fie doctorul ăla căcăcios Marcelo Jimenez din seria de campanie? Ăla care se tot ascundea în boscheț și prin poduri? Gen sub acoperiș. Ah, acum iar trebuie să ne sinucidem. Păi cum să nu? Hai da. Ce bine imit sunetele. Ok. Dar na. Cum să nu? Câta sinucidere nu strică. Na. Ia să merem. Vai cum arată aici. Extraordinar. Bun. Ia. Așa, tati, 39. Din nou, traducere. Elimina testul subiectiv CB205 soldat. La fel ca testul subiectiv 204, s-au încetinit gândurile fiicii tale. Dar totuși, cu această experiență, s-a deschis o parte al inimii fiicii tale. CB205 trebuie să fie eliminat. Și anume un soldat vechi, gen un fost soldat care a fost localizat în step, va trebui să fie eliminat. Na. Eliminarea celorlalte teste subiective vor fi și amintirile fiicii tale băgate, dar nu se știe dacă vor fi intacte sau nu. Noi putem face rost și de mai multe subiecte, dar trebuie să nu fie gen în cedare, să nu cedeze printr-o catastrofă sau ceva de genul. În această zonă al STEM-ului încă se mai află entități de la Ruvik, gen semne. Iar prezența lui s-ar simți totuși, deși nu este în STEM. Este foarte ciudat că o parte al conștiinței lui Ruvik s-a conservat în STEM. Fica dumneavoastră totuși se află în aceeași direcție în care se aflase entitatea lui Ruvik. Dar totuși după testele subiective ale lui Ruvik, precum și transcripțiile sale, diferențiază cu ale fiicei cascagiului, gen sunt diferite analizele sau ceva de genul, mă doare fix în pulă ce scrie. Am încercat să traduc cât de cât, dar na. Este fucked up de greu. Nu sunt atât de bun la traducere. Sau la tradus. Ce pula mea! Jurnalul fiicei 9. Știu că am văzut multe chestii ciudate. Dar
Fiindcă nu mai mi-amintesc de ele, nu mai am frică. M-am plictisit să traduc, pur și simplu. Deja începe să mă doară capul. Ok. Ce putem cumpăra? Eu cred că nu putem nimica. Doar din astea, capcane. Wow. Wow. O singură capcană. O singură capcană am luat. Pentru o altă cameră de execuție. Oh, ăsta pare mai diferit. Cu țepi, cu alte chestii. Na bun, să mă duc după grasul XXL sau după ăsta. Ia. Aaaa! Vai, ce bine l-am tăiat cu drujba. Nu, nu! Mă fugărește grasul XXL. Lasă-mă în pace, ipocritule. Oligofrenule, du-te în pizda, mătii. Ha. A, putem să îi dăm ue și te în pizda, mătii, direct. Nu mai stăm la discuții, am tăiat gâtul. Cu șpâțul de la ciocanul de bătut șnițele. Bine, normal îi zice bătător de șnițele, dar totuși direct i-am tăiat țâțele. Iar tu, te drecu! Crezi că stau la discuție cu voi? Vă dau mâini la toți ca la carte. Nu am timp să îmi frec timpul pe aici. A, ia, așa, da, muie la toți cu drujba, a, oh. Muie, așa, oh, 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 a făcut double kill cu drujba, cum să faci double kill cu drujba, îl pe grasul XXL, iar tu, tot, deci tot dă pe lângă, e chior și ăsta, normal că e chior dacă poartă un safe pe cap, normal că e chior, na bun. Oh, și pe tuta asta. Tu te împizi, da, mătii. Am primit un trofeu de bronz. Crimson Chainsaw Massacre. Așa. Bine ai venit în România. Ce tare. Am primit un trofeu de bronz. Na bun, intră în capcană și... Așa! What? Am mai primit un trofeu! Trapper and Keeper! Mamă, ce tare! Numai trofee primesc acum! Bă, nu știu. Chiar nu știu ce să mai zic. Ia. Așa. Iar tu, te împizi, da, mătii. Direct. Dă-i muie, așa. Și tu... Caz odată jos. Sau nu-i necesar. Păi cum să nu? Da. Tare, nu? He? Ăla e ultimul? Ce fain. Păi cum să nu? Ai putea să mergi mai încet dacă poți. Hai, mergi mai încet dacă poți. Așa, direct. Ten, pizda, mătii să te duci. La poartă un ghiozdan, zici că merge la școală cascadiul. Zici că dă bacul anul. Învață pentru bac. Și el. Să-și schimbe meseria de măcelărit, că nu-i place să fie măcelar. Sau poate să fi fost un hobby tot acest timp. Ciudat. Dar în fine. Na bun, până atunci să sperăm ca data viitoare, în următorul episod, să putem da muie soldatului acela care scria în acte că va fi următorul test subiectiv pe care trebuie să-l eliminăm. Dar până atunci, eu am fost Eriforsa Gamer HD, ne vedem data viitoare și, bineînțeles, cum vă zic, ca de obicei, ciao, ciao! Data viitoare în The Executioner! V
Vai de pula mea. Uitați-vă și pula asta. Hai de cap meu. Ce se distrează asta aici. A, nu, nu. Fugi. A, fugi acum, a. Fugi pula, a? Ți-e frică de ciocanul meu de bătut șnițele? A, ok. Bă, îmi dă puțin de mergi. Vai ce mi-a futut. O palmă zdrabănă. Fugi, mă, mai repede, screpțomanul puli. Nu, nu, vai de pula mea. Uite, în pista, mă. Nu! Încă rău.